Bine v-am găsit! Știrile în limba moldovenească în emisia primului postnistrean de televiziune. În ediția de astăzi vizionați. Umăr la umăr, de la mic la mare, diferite generații de nistreni au trecut astăzi într-un marș al memoriei. Tiraspol, raioanele Dubăsari, Grigoriopul, Slobozia marchează 75 de ani de la eliberarea de sub jugul fascist. În Republica Moldovenească Nistreană a venit tranșa ordinară de ajutor umanitar rusesc. Pensionarii vor primi suplimentele până la sărbătorile pascale. Este însărcinarea prezidentului. Pregătiri către sărbătorile de Paști. La Bender un nou aspect va obține cimitirul Borisovka. Umăr la umăr, de la mic la mare, diferite generații de nistreni au trecut astăzi într-un marș al memoriei. Tiraspolul, raioanele Dubăsari, Grigoriopul, Slobozia marchează 75 de ani de la eliberarea de sub jugul fascist. În capitală, activitățile solemne au început lângă Teatrul Republican, pe care la 12 aprilie 1944 a fost arborat drapelul biruinței. 12 aprilie, ora 9:00. Lângă Teatrul de Dramă și Comedie din capitală s-a adunat multă lume. Conducerea Republicii, a orașului, veteranii Marelui Război pentru apărarea patriei, lucrătorii din spatele frontului, reprezentanții organizațiilor obștești, suvoroviștii. Începe marcarea jubileului de 75 de ani de la eliberarea capitalei de sub jugul română-fascist. În 1944, drapelul eliberării a fost arborat anume pe clădirea teatrului în fața cărui noi astăzi ne-am adunat. Și e clar că este o sărbătoare de suflet, o sărbătoare pentru toți cei care au luptat pentru pace, care au luptat pentru eliberarea țării, pentru a elibera pământul de fașiști. 75 de ani în urmă, la Tiraspol a început a străluci soarele biruinței, care a durat 970 de zile și nopți. Ziua eliberării și peste atâția ani rămâne o sărbătoare scumpă pentru toți. Marele război pentru apărarea patriei a influențat istoria patriei noastre mari, a popoarelor ei. El a intrat în fiecare casă, familie, a adus multe suferințe și nevoi. Pierderile vor rămâne pentru totdeauna în memoria generațiilor. În timpul ocupației, în orașul Tiraspol, activau celulele legaliste, activiștii care, prin faptele sale eroice, cu prețul propriei vieți, au apropiat biruința. În această perioadă de timp au fost omorâți în jurul la 4.000 de apărători. 12 aprilie este a doua zi de naștere a orașului Tiraspol. Cele mai calde cuvinte de mulțumire au fost adresate veteranilor Marelui Război pentru apărarea patriei, pentru pace. Nistrenii s-au închinat adânc în fața celor căzuți pe câmpul de luptă. Am luptat cu mitraliera, era greu. Prietenul meu a fost omorât de un lunetist. Am avut mult noroc să rămân în viață. În ultima luptă am rămas de tot puțini ostași. Ea a fost cea mai grea. Din 400 de persoane am rămas numai 12 în viață. Astăzi actorii au pregătit o reconstrucție a evenimentului de eliberare a orașului și arborarea a drapelului biruinței deasupra teatrului. Спасибо вам, дорогие ветераны, за то, что вы своим трудом. Adresăm cuvinte de mulțumire veteranilor. Astăzi orașul trăiește. Noi cunoaștem bine planurile lui Hitler referitor la Basarabia și alte regiuni din Uniunea Sovietică. Au vrut să ne pună în genunchi, însă nu le-ați permis să facă acest lucru. Anume, dumneavoastră ați restaurat orașul după război și l-ați făcut frumos, modern, confortabil. Că mulți tineret este, iată aici, printre rândurile celor care s-au aflat în fața teatrului, mult tineret. Sunt și oamenii în vârstă, cei care țin minte tot ce a fost. Sunt dintre cei care e liberatoria orașului Tiraspol. Și e bine faptul că eliberatorii se speruie ca să facă propagandă, ca să insufle dragoste față de pace, față de pământul natal. După mitingul Requiem, tot cei prezenți în coloană s-au îndreptat pe strada 25 octombrie spre piața Suvorov. La memorialul gloriei militare, unde se odihnesc osemintele celor care și-au îndeplinit datoria sfântă până la sfârșit, în semn de recunoștință au fost depuse coroane de flori.
Este o sărbătoare cu lacrimi în ochi. La Marele Război pentru apărarea patriei a participat tatăl meu, bunica și bunelul au fost de vii îngropați de către fasciști. În fiecare an vin și în memoria lor depun flori la Memorialul Gloriei Militare. După ceremonie, depunerilor de flori a luat start tradiționala ștafetă dedicată Zilei Eliberării orașului Tiraspol. În ajun, în noaptea de 11 spre 12 aprilie, în centrul capitalei, tiraspolenii au aprins sute de lumânări în amintirea celor căzuți în anii Marelui Război pentru apărarea patriei. Memoria din nou adună oamenii la monumente și mormintele frățești. Acțiunea Lumânarea Amintirii se desfășoară deja a noua oară. Cursanți, elevi, studenți și toți cei neindiferenți au aprins candela memoriei în cinstea eliberatorilor. Город Тирасполь, город воинской славы. И город Тирасполь, город труженик. Тирасполь este oraș al gloriei militare, al oamenilor muncii. Noi acordăm atenție sporită păstrării amintirii eroilor. Le suntem recunoscători ostașilor care și-au dat viața pentru ca următoarele generații să trăiască liber, să poată vorbi în limba maternă, să-și iubească pământul natal. Mulți din cei prezenți participă anual la acțiune. Au răsunat sincere mulțumiri pentru eroismul în numele umanității din partea tuturor locuitorilor orașului. Memorialul Gloriei Militare din Dubăsari este unul din cele mai sfinte locuri. Aici sunt înhumați în mormântul frățesc 81 de ostași ai Armatei Roșii. În timpul luptelor pentru orașul Dubăsari, două divizii fasciste s-au întărit pe pozițiile pregătite preventiv. În noaptea de la 11 spre 12 aprilie, unitățile armatei a 53-a a frontului ucrainean, efectuând un atac prin surprindere, au impus inamicul să se retragă. Pentru eliberarea raionului și-au dat viața circa 4500 de ostași sovietici. Spomenaiu, 44-i god. Îmi aduc aminte de anul 1944. La 12 aprilie întâlneam ostașii sovietici cu lacrimi, flori, pâine și sare. Sunt bucuros că, deși au trecut 75 de ani, este păstrată memoria acelor ani. Am posibilitatea să sărbătoresc ziua eliberării orașului de sub jugul fascist. Printre oaspeții invitați la sărbătoare a fost și eliberatorul Dubăsarilor, locuitorul Tiraspolului, Mihai Chislițchi. La 4 aprilie am eliberat satul Doibani 2, apoi cu lupte am alungat din oraș fasciștii. Timpul era foarte nefavorabil, ningea și ploua, cu greu se mișca tehnica, ostașii, dar victoria a fost obținută. După eliberarea Dubăsarilor la front a plecat fiecare al doilea bărbat. Nu s-au întors acasă mai bine de 2700 de persoane. Astăzi în oraș locuiesc doar 9 veterani. Sarcina noastră e de a fi demn de memoria ostașilor eliberatori, să transmitem istoria celor ani viitoarei generații. Ei trebuie să cunoască prețul păcii. În această zi semnificativă, tinerilor dubăsăreni le-a fost înmânat primul document, pașaportul de cetățean al Republicii Moldovenești-Nistrene. Apoi, în cinstea eroilor eliberatori, a fost organizată cursa de ciclism. În Republica Moldovenească-Nistreană a venit tranșa ordinară de ajutor umanitar rusesc. Pensionarii vor primi suplimentele până la sărbătorile pascale. Este însărcinarea prezidentului. Achitările trebuie să fie operative. Sunt mijloace cu destinație. Federația Rusă le oferă pentru acordarea ajutorului pensionarilor ce locuiesc în Republica Moldovenească-Nistreană. Suntem recunoscători pentru ajutor și suntem obligați a asigura achitarea la timp. Înainte este lungă vacanță pascală. E necesar a face tot posibilul pentru ca cetățenii să primească operativ banii care le se cuvin. Tranșa ordinară a ajutorului umanitar rusesc este prevăzută pentru prima jumătate a anului. După Paști, în mai și iunie, achitările le vor continua în regim planificat. Până de Paști, pensionarii vor primi banii în dată pentru 4 luni. E vorba de aproximativ 600 de ruble. Banii ne vor prinde bine către sărbătorile de Paști. Rusia ne ajută, inclusiv cu pensii rusești. Îi mulțumim pentru aceasta. Avem o atitudine pozitivă față de suplimente. Pentru mulți, ele au o importanță decisivă, mai ales când s-a acumulat o sumă mai mare și acum putem procura ce am planificat. Suntem bucuroși să auzim această știre. Bugetul pensionarilor este mic și ei așteaptă acest supliment. File tragice de istorie, fără drept la uitare. În total, în timpul războiului al doilea mondial, în Germania și țările ocupate de ea, funcționau peste 14.000 de lagăre de concentrare, ghetouri și închisori.
Momente groaznice din timpul celui mai sângeros război din istoria omenirii au fost onorizate la activitatea desfășurată în Muzeul Școlii numărul 20 din orașul Bender. În școala numărul 20 din orașul Bender funcționează cercul de studiere a istoriei Plaiului. Elevii descoperă pentru sine pagini zguduitoare din timpul Marelui Război pentru apărarea patriei, colectează minuțios materiale despre foștii deținuți ai lagărilor fasciste de concentrare, care astăzi locuiesc în Bender. O parte din documente au fost primite de la rudele acestor oameni, amintiri, anchete, documente. Noi cercetăm materialele, articolele din ziare, contactăm cu foștii deținuți, organizăm întâlniri cu ei, facem excursii prin muzeu. Cunoștințele și practica noastră le transmitem elevilor mai mici, ei să continue această activitate importantă pentru cunoașterea istoriei țării noastre. În anul 1988, în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, a fost creată Societatea Foștilor Deținuți ai Lagărilor Fasciste de Concentrare. Organizația similară din Bender a fost condusă de fostul deținut al lagărului de concentrare din Bogdanovka, Nicolae Alexandrovici Pasenko. Când au fost verificate documentele membrilor organizației, s-a clarificat că cel mai mic deținut avea doar 4 luni. Actualmente, în lista membrilor sunt 11 oameni. Soarta fiecăruia este istorie. Printre copiii care au supraviețuit chinurile groaznice ale lagărului de concentrare Mauthausen din Germania, a fost cetățeanul orașului Bender August Albrecht, care împreună cu mama s-a aflat în această fabrică a morții de la vârsta de 1 an. Eram la vârsta de doar 1 an. Nu-mi pot aminti, însă mama mi-a povestit că luau sânge de la mine, de asemenea puncție medulară din coloana vertebrală. Însă eu cu mama am supraviețuit. În anul 1945 ne-au eliberat. Crimele inumane ale fascismului nu pot fi date uitării. În anul curent, la concursul orășenesc al ghizilor, cu expoziția despre foștii deținuți, elevii clasei a 6-a a Școlii Medii Ruse numărul 20 din Bender au ocupat primul loc. Ei au devenit finaliști ai concursului republican. La Dubăsari a avut loc sesiunea Sovietului de Deputați ai Poporului. A fost făcută darea de seamă despre activitatea administrației de stat în decursul anului precedent. Una din realizările anului trecut a fost achitarea înainte de termen a concedialelor lucrătorilor din sfera bugetară. Pentru aceasta, din timp, a fost creat un fond special în care s-au acumulat finanțele. Banii colaboratorii Direcției Învățământ i-au primit cu câteva zile înainte de a începe odihna de vară. Crește în raion și numărul de întreprinderi particulare. Drept rezultat și venitul în buget. Aceasta a devenit posibil datorită realizării unui șir de investiții. Societatea cu răspundere limitată Lender Agroprim, timp de 2 ani, a construit un elevator nou. Sunt create 90 de locuri noi de muncă. Recent, întreprinderea a început a funcționa. A fost creată și a început activitatea gospodăriei agricolă care se ocupă de creșterea vitelor cornute mari. Capacitatea ei de producere constituie 2000 de capete. Cu succes, în anul trecut a fost realizat programul poruncilor alegătorilor. Atunci, din fondul republican, au fost alocate 300.000 de ruble, din cel local 430.000. Drept rezultat, au fost construite 3 terenuri de joc pentru copii, instalat nod sanitar în școala medie incompletă din Dubău, procurată mobilă pentru un șir de instituții școlare și preșcolare, utilaj muzical pentru casele de cultură Sătești. Pentru prima oară au fost procurate din contul bugetului local 3 locuințe cu o odaie pentru copii orfani. În raion sunt înregistrate 45 de persoane din categoria dată. În anul curent vor fi procurate încă 3 apartamente. Reparația capitală, amenajarea vor continua și în anul curent. Una din cele mai acute probleme, care va fi soluționată parțial în decursul verii, va fi asigurarea satelor cu apă potabilă calitativă. Primele localități care au intrat în programul dat vor fi Lunga Nouă, Pohrebea Nouă și Bosca. Pregătiri către sărbătorile pascale. Sunt întoi lucrările de amenajare a cimitirului din cartierul Borisovka, orașul Bender. Parțial au renovat asfaltul, au lichidat gunoiștele formate, iar în locul lor au sădit flori. Acum e reparată partea centrală a cimitirului. Aici lucrătorii vor instala crucea metalică de 6 metri. Betonăm baza. Peste 3 zile vom fixa răstignirea. Ea va fi turnată din gips și acoperită cu un strat de grund impermeabil. Înălțimea răstignirii va fi de 2 metri.
Proiectul crucii l-au discutat în eparhia de Tiraspol și Dubăsari. Ea a fost confecționată de ferarul Alexandru Aliohin. El este și autorul binecunoscutului muzeu în aer liber. Curând, crucea va fi instalată, iar ritualul sfințirii ei va fi oficiat de Paștele Blajinilor. În această zi, conform tradiției ortodoxe, orășenii vor veni la cimitir pentru a-și vizita rudele plecate în neființă. Sunt începute lucrările de amenajare și a aleii unde sunt înmormântați apărătorii Nistreniei. 19 iunie aici planируется привести порядок алею героев. Spre 19 iunie aici se planifică de a aduce în ordine aleea eroilor. Vor fi renovate pietrele funerare, va fi schimbată complet balustrada, plăcile de teracotă vechi vor fi demontate, iar în locul lor va fi instalată placă de granit. Lucrătorii întreprinderii specializate de înverzire sunt ocupați de tăierea copacilor în cimitir. Cringele uscate sunt înlăturate. În viitor, la cimitir planifică să instaleze utilaj pentru prelucrarea lemnului. Cringele și frunzele uscate vor fi folosite la producerea combustibilului biologic. Atât pentru ediția de astăzi. Să aveți parte doar de știri plăcute. Iar noi vă dorim o zi bună în continuare. La revedere!